În acest an, până în data de 9 mai, în Valea Jiului au fost comunicate 65 de accidente de muncă, 50 dintre acestea fiind și înregistrate ca atare. Cele mai numeroase s-au produs în industria extractivă. Dintre cele 50 care au fost deja înregistrate ca și accidente de muncă, 49 s-au soldat cu incapacitate temporară de muncă și doar unul singur drept accident mortal de muncă. Dacă luăm situația la zi accidentelor de muncă, avem comunicate de la începutul anului 65 de evenimente. 50 sunt înregistrate la zi ca și accidente de muncă, 49 cu incapacitate temporară de muncă și un accident mortal. Vreau să spun, legat de accidentul mortal, n-a fost un accident mortal propriu zis. În cazul acestui eveniment, victima a avut o alcoolemie de 3,8 la 1000 și a murit prin refrigerație, dar a fost declarat de medicile dizvătămare violentă a organismului. A fost găsit în timpul procesului de muncă. Deci, ca atare, suntem bucuroși că în acest an nu au fost înregistrate accidente mortale propriu-zise, ceea ce e un lucru îmbucurător. Dacă și în acest an, pe primul loc în ceea ce privește incidența accidentelor de muncă, s-a situat tot mineritul, 35 de cazuri, pe locurile următoare se află construcțiile, termoficarea, fabricarea geamurilor de termopan și confecțiile.